Aceasta este activitatea noastră de voluntariat, Dăruim și Bucurăm. Noi suntem de la Liceul Colegiul Național Kemal Atatürk și vrem să vă bucurăm cu un program artistic, cu dansuri, colinde, cântece. Sper să vă bucurăm! Pentru copiii speciali din Medjidia, moșul a venit mai devreme. Așa se face că atât tinerii cât și părinții au avut parte de un spectacol de colinde, dar și de gânduri bune din partea voluntarilor. Elevii Colegiului Național Kemal Atatürk din Medjidia au cântat, i-au încurajat pe copii și au încercat să le aducă un strop de bucurie. Ce moment ați pregătit pentru astăzi? Colinde, dansuri și momente artistice. Cum reacționează copilașii? Foarte frumos. Unii au plâns, alții au râs, alții au cântat cu noi. Activitatea aceasta a fost foarte importantă pentru copii, pentru că în primul rând le-am transmis bucuria noastră care o simțim în fiecare an de Crăciun. Și n-am vrut ca doar noi să avem acest sentiment, ci și ei, prin cântecele noastre și dansul, am vrut să le transmitem bucuria. Cum au reacționat? Am văzut că copiii chiar au simțit ceea ce noi am vrut să le transmitem și unii chiar au și lăcrimat, adică m-a fascinat foarte mult lucrul ăsta. Să-i încântăm pe copii cu probleme. Am văzut că unii dintre ei au și plâns, unii dintre ei au cântat cu noi colinde și ăsta e un lucru foarte bun. Membrii Asociației Zâmbet și Culoare spun că vizita liceenilor i-a făcut să zâmbească și sunt fericiți că moșul nu i-a uitat. Ei sunt spiritușii lui și a lăsat o parte din cadouri nouă, urmând ca poate acasă în seara de Crăciun, poate dacă mai faceți aici alte duminică, să vină cu restul de daruri pentru așa copii. Minți, așa copii deștepți, frumoși, copii deosebiți, prietenii noștri, voluntarii și beneficiarii, familia aceasta a voluntariatului. Eu am primit o jucărie, un pluș, dulciuri multe, suc și cred că cam atât. Și cui mulțumești tu pentru cadourile astea? Numai eu. Cum ți s-a părut sărbarea? Frumoasă. De ce? Am dansat. Ți-au plăcut colindele? Da. Care dintre ele? Dom-dom să înățăm. Ai cântat și tu? Da. Ce-ai primit? Tadou de la moșu. Și coordonatoarea voluntarilor s-a declarat mulțumită de rezultatul activității. Și a devenit un obicei în a ne întâlni în preajma sărbătorilor, în activitățile incluse în Strategia Națională de Acțiune Comunitară și în a ne simți bine ca într-o familie, pentru că, așa cum ați văzut, lacrimile lor de bucurie, lacrimi de încântare, de mulțumire, sunt și se comportă ca o familie, că suntem de acum, de atâția ani, întâlnindu-ne în preajma sărbătorilor și cântând colindele noastre de suflet, împărțindu-ne cadouri, ne simțim ca într-o familie. Suntem beneficiarii acestui program SNAC. Pot să-ți spun, dar sunt voluntarii care vin și ne încântă de fiecare dată, iar în perioada sărbătorilor de iarnă ne bucurăm nespus, îi primim cu drag și îi așteptăm de fiecare dată cu zâmbetul pe buze, pentru că sunt cele mai frumoase programe și nu numai în al lor și toți cei care vin și ne colindă aici. Suntem bucuroși, le mulțumim pentru că ne trec pragul. Și cu altă ocazie așteptăm cu mare drag. Copiii noștri sunt sensibili. Am văzut câteva lacrimi la unii dintre copiii noștri, dar și câteva lacrimi dintre voluntarii noștri, pentru că este o legătură care se creează între ei, emoțională,
Și ne-am stăpânit cu greu și eu lacrimile, dar sunt lacrimi de bucurie. Zâmbet și Culoare este o asociație non-profit care le oferă copiilor speciali posibilitatea de a învăța, de a se integra, dar și de a-și face noi prieteni. Sărbarea organizată în cinstea nașterii Domnului este un semn de solidaritate, uniune și susținere, iar actele de voluntariat sunt gesturi care dovedesc că, în mod deosebit în perioada sărbătorilor de iarnă, oamenii trebuie să fie mai buni, mai blânzi și mai iubitori.